Manifestări de Ziua Națională umbrite de pandemie. La Târgu Jiu, ziua de 1 decembrie, va fi celebrată fără public. Sunt detaliile finale pe care le-am discutat astăzi. Rămâne ca pe 1 decembrie limita 100 de persoane stabilite de către instituția prefectului să se organizeze această sărbătoare în piața prefecturii, din păcate, fără cetățeni. Doar cu autoritățile publice locale care vor marca și județene care vor marca acest eveniment. La ora 11, dar v-am spus, această oră nu este stabilită neapărat pentru populație, pentru că ne impun măsuri de protecție și vom face tot ceea ce depinde de noi, sub coordonarea instituției prefectului, ca să respectăm aceste măsuri. Sunt 100 de persoane, v-am spus, reprezentanții autorităților centrale prin guvernul în teritoriu, prin instituția prefectului, Consiliul Județean, primăria, reprezentanții armatei și a celor unități din subordinea ministrului de intern. În seara de 1 decembrie va fi aprins și iluminatul festiv de sărbători. Sunt excluse aceste evenimente pe care le organizăm de data de 1 decembrie. Rămâne doar să aprindem iluminatul festiv seara, doar cu acea fetiță. Doar fetița va fi prezentă acolo, e adevărat, cu mine. Vom face în așa fel încât la ora 18 iluminatul festiv să se aprindă și în municipiul Târgu Jiu. Sigur, în mare parte instalațiile deja sunt pregătite. Se vor mai monta și după data de 1 decembrie, dar cel puțin zonele de interes maxim, zona centrală și cele două parcuri vor fi pregătite de 1 decembrie, de Ziua Națională, urmând ca ulterior, până pe data de 6 decembrie, până la sfârșitul săptămânii respective, să finalizăm montarea tuturor instalațiilor în municipiul Târgu Jiu. Din păcate nu. De data aceasta nu vom mai avea nici defilare pentru că nu se mai impun, se va da doar onorul la gardă. Nici în comune lucrurile nu vor sta diferit, evenimentele fiind interzise în această perioadă.